și astăzi voi pregăti un chec de post sau pentru vegetarieni. Deci vom începe cu blatul. Aici am 150 de ml de suc proaspăt de mandarine, puteți folosi de portocale. Mai adăugăm 150 de ml de ulei de măsline. 200 de grame de zahăr. Vom mixa un pic. Și acum, în această compoziție, mai adăugăm 15 grame de praf de copt și 300 de grame de făină. Și mixăm ca să incorporăm făina. Blatul în tavă, peste care adaug 2 mere cu bulețe. Le aranjăm așa pe blat. Pasul următor. Aici mi-am fermentat 40 de grame de miez de nucă și alte miezuri care aveam prin casă, semințe, tot felul de semințe. Puteți folosi doar nucă sau ce semințe aveți. Deci aici am un mix de semințe împreună cu miez de nucă. Le adăugăm deasupra ca să creăm o crustă la coacere. Mai pun un pic de scorțișoară. Scorțișoara se potrivește de minune cu mărul. Așa. Și mai punem un pic de zahăr. În jur de 2 linguri de zahăr pe care de asemenea deasupra. Și acum dăm la cuptor și coacem timp de 25 de minute la 180 de grade. Asta este checul meu pentru vegetarieni sau în perioada postului. Un chec cu mere, un chec cu nuci, e un chec foarte gustos, aromat, eu vi-l recomand cu drag, chiar și pentru cei care nu sunteți vegetariani. Încercați-l, o să vă placă, e ceva foarte, foarte gustos. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de această dată și vă aștept și la alte rețete de ale mele.